Supervedeta pe care telespectatorii o vor putea vedea la Antena Stars. Despre cine este vorba? Deși au încercat să țină ascunse negocierile, reporterii Spinous Ro au aflat că, de curând, Antena Stars a mai pus parafa pe un contract cu o supervedetă. Este vorba despre nimeni alta decât Laura Cosoi. De când o vor vedea telespectatorii pe micile ecrane. Conform surselor noastre, frumoasa vedetă va avea o emisiune săptămânală. Producătorii sunt în mari pregătiri pentru a fi gata cât mai repede cu emisiunea. La platou s-au făcut tot felul de probe la care a participat și Laura Cosoi. Se pare că decorul este deja gata, iar primele emisiuni sunt deja programate în grilă. Așa cum v-am obișnuit, Spineus. Rovă ține la curent cu toate exclusivitățile și promitem că revenim cu toate detaliile în cel mai scurt timp. 1. Laura Cosoi și în producția -ți Bravo, Tată. De la Antena 1. În 2024, Laura Cosoi și-a propus să revină în televiziune, așa că s-a alăturat producției de la Antena 1. Bravo, Tată. Vedeta spunea că simțea nevoia de o schimbare, așa că, a făcut primii pași în acest sens încă de la finalul anului trecut. Laura Cosoi a fost încântată atunci când i s-a propus să vină la casting și spune că a simțit din prima clipă cu rolul i se potrivește perfect. Laura Cosoi a intrat în pielea unui personaj despre care spune că este captivant, iar actrița o interpretează pe Letiția în producția de la Antena 1. Este vorba despre Letiția, o femeie captivantă, orientată spre spiritualitate, spre lumea energiilor, care sunt, acum, foarte la modă. Vorbim, așadar, despre un personaj pe care a trebuit să-l analizez și să-l învăț treptat. Vreau să las publicul să descopere acest personaj și abia aștept să văd cum va fi primită Letiția în sufletul iubitorilor serialului și mă bucur că am această șansă minunată de a face parte din această echipă, declara Laura Cosoi.